Scrisă de Andrei Amalia și Andrei Cristian. E, cred că voi știți voi, ei sunt doi frățiori. Amalia este în clasa 0 și Cristian este în clasa 2. Sunt doi frățiori foarte talentați și uite, au scris o poveste foarte frumoasă. A fost odată, ca niciodată, o fată pe nume Mariana care făcea balet. Într-o zi s-a dus să se antreneze și în timp ce se antrena, a căzut și și-a rupt nasul. Mama ei a încercat să o trateze singură și ea, dar, mă rog, situația s-a răutățit. Atunci mama fetiței a spus că ar fi mai bine să meargă la doctor. A ajuns la doctor, acesta i-a spus că trebuie să stea 6 săptămâni acasă. În cele 6 săptămâni, mama îi dădea mereu medicamente de pe rețeta doctorului. După ce s-a vindecat, a început iară să facă antrenament și a mers la concurs. Acolo a luat nota 10 de la juriu și un trofeu de aur cu o poză de ei. După concurs, a rămas acasă mult timp pentru că mama ei a rugat-o să ia o pauză. Acasă nu a mai făcut nimic. Nu a mai citit, nu a mai scris. Și nici măcar nu s-a mai antrenat. Ea era tristă pentru că mama nu mai lăsa să facă balet. Nu mai avea chef să facă nimic altceva. Tătea toată ziua pe calculator sau pe tablet. Tot intrând pe diverse imagini, a dat peste un articol despre un monstru care îți intră în creier și nu mai te lasă să faci nimic bun. Acest monstru îți șoptește lucruri rele și dacă l-asculți devine tot mai mare și mai puternic. Dacă l-asculți mereu, te face să devii o persoană rea și urâtă ca și el. Nu are o putere a lui, ci are atâta putere cât îi dai tu posibilitatea să aibă. Atunci Mariana și-a dat seama că este monstrul lenei. Poate ea i-a dat putere tot timpul și s-a gândit cum să rezolve situația. A hotărât să-i dea putere îngerașului ei, făcând numai lucruri bune. Ea a mai aflat că dacă asculți îngerașul, el te face să devii frumos, bun la suflet și inteligent. Dar nu știa cum să facă asta pentru că nu-l mai auzea pe îngerașul ei. El se întristase și se făcuse mic, 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 fără niciun pic de putere. Atunci, Mariana s-a gândit să facă un lucru bun, sigur că o să-l facă fericit pe îngeraș. A ieșit afară și a văzut un câine pe care toți îl băteau și a decis să-l adopte ea. Datorită câinelui, Mariana a fost nevoită să se trezească de dimineață, să meargă cu câinele afară, să-l dreseze și să-i dea de mâncare și să facă și curat după el. Cu cât făcea mai multe lucruri bune, cu atât îngerașul era mai vesel și a început din nou să vorbească cu Mariana și să crească din ce în ce mai mult. Atunci Mariana a redescoperit plăcerea de a face cât mai multe lucruri și monstrul lenei nu a mai vizitat-o deloc. Ea mergea acum în fiecare zi la balet, acompaniată de prietenul ei, cățelul. Hei, dragilor, și iată că învățătura acestei povești, pentru că nu-i așa, orice poveste are și o învățătură, este următoarea. Ai grijă ce prieteni îți faci, pentru că aceștia s-ar putea să te ajute sau s-ar putea să te distrugă. În acest caz, bineînțeles că monstru o distrugea pe Mariana, iar îngerașul a
făcut numai lucruri bune și a ajutat-o pe Mariana să-și revină făcând balet în continuare. Până data viitoare, Puffy vă pupă, vă iubește și nu uitați să-mi trimiteți pe adresa mea de mail poveștile lui puffy@gmail.com poveștile voastre. Și dacă sunt frumoase, așa ca restul poveștilor pe care Puffy le are deja pe YouTube, pe pagina ei, bine, citește Puffy și vouă! Haide, pa! La revedere! Numai bine, numai bine, pa, pa! Tum 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 t